facem trebuie să rămână. Reveniți cu plăcere la Giurgiu și la Biblioteca Județeană Basarabescu, acolo unde au subliniat că se simt ca acasă, scriitori, publiciști, poeți și jurnaliști de renume din țara noastră s-au întâlnit astăzi cu iubitorii de literatură. Directorul instituției giurgiuvene, Dan Mucenic, a prezentat publicului prezent pe cei care au vorbit despre viața și activitatea lui Neagu Udroiu, un general al literelor, așa cum a fost supranumit de către unul dintre confrați. Pentru că oaspeții giurgiuvenilor s-au cunoscut cu ani în urmă, o scurtă istorioară despre acest lucru s-a considerat a fi rostită de scriitorul și jurnalistul Dan Fruntelată. Ne-am întâlnit în București. Prin București au trecut toți cei care scriau în vremea respectivă. A venit și un poet tânăr, venea în redacție la Luceafărul când eram acolo. Prilej cu care ne-am împrietenit cu toții. Ne-am cunoscut și ne-am recunoscut. Și iată că acum, când aș putea să zice că suntem la maturitate, ca să nu zic la bătrânețe, am rămas tot împreună. Despre opera și complexa personalitate a scriitorului, publicistului, jurnalistului, fost director de agenție de presă și ambasador al României în Finlanda, Neagu Udroiu, au vorbit pe rând poetul Aurel Ștefanache, jurnaliștii Ion Andreiță și Ovidiu Marian, aceștia făcând printre altele, referiți și la recenta lucrare a lui Udroiu numită Grădina cu statui, o saga a literelor izvorâtă din incomensurabila experiență publicistică a lui Udroiu. Mi se pare că am devenit mai nu numai bogat, dar și mai luminos, cunoscând ce a însemnat presa de-a lungul istoriei sale, presa de la noi, ce personalități au ținut să pună umăr la edificarea ei și mai ales ce idei mari, cu adevărat mari, au slujit acești oameni foarte mari care în diverse decenii ale celor aproape două secole s-au înzidit în succesul presei românești.